Activități de după școală. Se profită de Vespa Elizei. Hai, parchează-o acolo. Mai vreau. Bună, Izabel. Gata, v-ați distrat? Da, los. Ne mai jucăm. Gata, că e a Elizei și e pentru copii mici. Voi deja sunteți mari. Dar nu cu asta, adică ne mai jucăm cu altceva. Gata, scurta joacă în curte. A venit Izabel un pic la noi pentru că a întârziat Răzvan, tăticul ei, 10 minute și am luat-o aici. S-au bucurat foarte tare când au auzit că vin împreună la noi, doar că na, timpul a fost scurt și cam atâta. Haide, teme, chestii, că a început școala. Astăzi reluăm și sala. Promisiune din nou aici în fața voastră, pentru că toată vara am chiulit în continuu de la sală și am slăbit vreo 4-5 kg, ceea ce eu m-am chinuit foarte mult să le pun și acum le-am dat jos și am adresat din nou la sală să le pun la loc. S-au plimbat un pic pe Vespa Elizei, sperăm că nu s-a stricat, că nu mai e de vârsta lor, dar le place, acum le place. Când erau mici și o aveau să se dea pe ea, nu prea le plăcea. Gata, am lăsat fetele, am luat trotineta și am venit la sală să vezi febra aia musculară monstru după atâta pauză. Dar o să-mi placă și o să fie bine. Și o să mă țin de treabă, o să vedeți voi, revenind după sală. Frumos așa, direct cu trotineta în lift, pac, până în vestiar. Gata, poziționați cu fața în direcția cealaltă, ceea ce înseamnă că s-a terminat sălica pe ziua de astăzi. N-a intrat la capacitate maximă, dar o luăm ușurel așa, pentru că nu vrem nici să ne accidentăm. Dar cu siguranță mâine o să fie niște febră musculară din aia cum trebuie. Ne-a trimis la o listă de cumpărături pe care din păcate nu o putem face cu trotineta, așa că mergem acasă, lăsăm trotineta, luăm mașina and shopping. Ia să vedem ce fac fetele, se doarme, nu se doarme, se joacă, nu se joacă. Momentan nu e nimeni pe aici. Ba da, e Eva care își face temele, mă. Bună! Ce faci aici, Teme? Bravo! Mami cu Eliza azi la Nani? Te las acolo să te concentrezi, bravo! Bă, ce fetiță conștiincioasă, mă, care în video de ieri zicea că ei nu-i place școala, mă. Îi place și chiar are momente, bineînțeles. Nu e mereu așa, dar are foarte multe momente în care singurică și-a caietelele, se apucă, face ce are de făcut, chiar face extra, deci nu seamănă cu tati. Cred că nu mai stau pe gânduri, mă urc în mașină, îi zic elei că mă duc la cumpărături serioase, dacă mai are să pună pe listă, să pună fără frică, mă duc să fac plinul. Țineți-vă bine că plec la cumpărături pe foame. Ceea ce vă zic vouă să nu faceți niciodată, nu mergeți la cumpărături atunci când vă e foame, pentru că o să cumpărați o grămadă de chestii pe care ulterior o să le uitați în frigider sau mai știu eu pe unde și nu o să vă atingeți de ele, dar le cumpărați acum pentru că vă e poftă de absolut orice. E bine, eu de aia slăbesc când nu merg la sală. Acum că am mers la sală, am poftă de mâncare mai mare și mănânc mai mult și mănânc mai des și automat se pun kilograme, pe lângă mușchi mai punem și niște grăsimuță așa. Deci o să încerc să mă abțin pe cât de mult posibil să nu cumpăr chiar tot ce mi se încale și mi-e poftă, dar plec cu ideea de acasă că vreau să cumpăr niște brânzeturi, niște crackers, niște ceva ca să facem frumos un platouaș de brânzeturi diseară. Dar cu siguranță o să cumpăr o grămadă de alte chestii. Gata, am umplut coșul, mergem să luăm și baxul de apă, ăla era problema dacă eram pe trotinetă. Bine, faptul că am umplut coșul, cam tot coșul era problema dacă eram pe trotinetă. Problema e că m-am abținut eu de la cumpărat prea multe chestii, deși am cumpărat destule. Dar încă mi-e foame, adică eu le-am cumpărat, dar încă n-am mâncat nimic. Așa că o să facem o oprire să luăm ceva și de mâncare direct de aici din mall, că până acasă nu mai rezist. Înapoi acasă la fete. Una e trează, una doarme. Doarme? Doarme? Da. Tu ce ai făcut până acum? Bine. În afară de teme. Le-a făcut bine. Teme? A făcut singurică temele. Și a făcut mai mult. Păi am ajuns eu acasă de la sală, și făcea temele și a zis, ups, din greșeală am făcut toată pagina în loc să fac doar două exerciții. Să știi că am făcut trei. Trei pagini? Nu am. Am făcut una în plus și două în plus, înseamnă că am făcut trei.
cu 3 în plus? Da. Bravo. Ce fetiță conștiincioasă și a promis tati că îi aduce și ceva bun de la cumpărături. Tărăm, 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 tărăm. Poftim. Mulțumesc. Cu plăcere. Hai, papă repede până nu se trezește Eliza și ce-o mănâncă ea. Cine vine, cine vine? Vâne! Iar trebuie să te cenzurez, că iar ai dormit la fândulețul gol. Ce s-a întâmplat? Așa ai făcut, da. Dar nu mai poți să te filmezi, că tu stai în fândulețul gol. Așa a tăcut. Da, vine aici să te iubesc. Bună dimineața. S-a trezit Eliza. Ela cu Eva sunt în camera Evei, filmează ceva, iar eu am profitat și am stat un pic aici, cred că 15-20 de minute, dar a fost ok. Drăgoțele, drăgoțele, care ești tu, drăgoțe? Bună, Ela! Aoleu, eu te filmam, eu nici mi-am dat seama că mai devreme aveai bluză pe tine! Au terminat și fetele de filmat, au mâncat și astea micile, schimbare de planuri, nu mă mai duc eu cu ele la plimbare, se duce ela cu ele la plimbare și o să profit de chestia asta pentru că și așa aveam niște chestii de făcut și o să stau în liniște acolo la calculator să-mi termin treburile cât timp este liniște și pace în toată casa și o să fiu doar eu, nici măcar Candy nu e, e prin altă parte, nu știu unde e. În fine, plimbărică plăcută fetele, să fiți cu mine, să ascultați de mami. Și ne revedem când vă întoarceți acasă, bine? Da! Cum a ieșit video cu mami? A ieșit super! Au plecat drăguțele! Uite-le frumos, una pe trotinetă, una pe tricicletă și una pe jos! Pa, drăguții! Și acum că au plecat fetele, avem vreo oră liberă, cum vă ziceam, hai la treabă! Revenim! O surpriză super tare pentru voi. Știu că trebuie să fie gata un pic mai repede, dar cred că mai durează vreo 2 săptămâni. Dar e ceva foarte drăguț, o să vă placă. Au venit fetele acasă și surpriză, invitata de onoare, Ferișoara Letiția. Am adus-o aici la jucării să vadă și acolo. Nu cred că a urcat până acum la noi aici, nu? Nu cred, e prima oară. E prima oară. Îți place de ea? Da. Du-te să-ți speli mânuțele ca să puteți să vă jucați împreună, da? Hai, fugi, fugi și spală mânuțele. Îți place, mă, aici la jucării? Stai să oprim ăsta, că e prea gălăgios pentru tine. Oh, mă, avem din nou un bebeluș aici, mă. Avem din nou un bebeluș, uitați-vă la el cum, cât e față de bebeloiul ăla care a crescut mare. Așa mare o să te faci și tu. Gata, te-ai întors? Uite, vorbește cu tine. Deși e unicornul, că cred că i-a plăcut, dar nu n-a ajuns la el să-l ia. Îi place. Cred că îi place. Dar ea alunecă în continuu, uite. E bun? Aolea, ce te bucur tu ești cu ochii la Eliza, mă. Ți-a dat drumul și la Baby Shark. Ne luăm și copyright. Nu știu de ce n-am adus-o până acum mai de sus la noi aici, unde sunt multe jucării. Și ori tati că se sperie, hai să o oprim ăsta, că se cam sperie ea, așa că e micuță și nu vrem să înceapă să plângă, bine? De ce? Vrei să înceapă să plângă? Nu. Păi atunci oprește-l acolo, că face gălăgie multă. Ce faci, mă? Hai, spune ceva lui Eliza. Pune ceva lui Eliza, îi spui? Aoleu! Așa, bravo! Bravo! Da, aoleu, ce multe te-ar spune ea, dar încă nu știe cum. Nu știe cum? Nu știe cum, trebuie să o învățăm să vorbească. Uite, ți s-a adus Olița acolo. Hai! Da, da! Să-i arăți Letiției cum faci tu la Oliță, că ea nu știe. Da! Ia, așa o să învețe. Hai. Că îi arată Eliza. Hai să-i arăți Eliza. Of, ce-ai vrea tu să te și ridici, să o iei de-a bușile pe aici. Da, dar mai durează puțin. Cresc repede copiii. Perioadele astea de câteva luni de la început, nu știi când trebuie.
Și ajung așa. Și după aia așa. Și după aia așa. Gata, fetele au fost băgate la baie. Deja trebuie scoase pentru că cât timp au fost ele la baie. Ziceți voi bună fetelor din spatele camerei. Bună! Așa că de filmat nu pot să le filmez. Mai stați un piculeț de tot acolo și vin imediat. Cât timp au stat ele la baie, am pregătit ce v-am zis că am fost la cumpărături să iau. Și anume, mare platouaș așa de seară. Avem brânzică, 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 pară, strugure, niște sălămioare pe acolo, nuci, astea cum se cheamă ăla, nu stafide, smochine uscate, niște crackers. Ce notă îi dai? Poate să vă și eu? 10. 10. I-aș fi făcut și ei, am întrebat-o dacă vrea să-i fac și ei, doar că mi-a zis că ea seara nu mănâncă așa ceva, mâine dimineață cu mare plăcere, așa că mâine dimineață, scumpa mea soție, desfaci o sticlă de vin așa de la prima oră, să meargă platouașul. Da, tati? Poți să vezi și eu? Ce să vezi și tu? Ce ai cumpărat? Mi-am făcut de mâncare pentru seară. Nu-i nimic ca fanii wow bun pentru voi. Dar ai zis ce... Nu vreau să le arăt că sunt mari mâncătoare de brânză și n-aș vrea să se înfigă în platouașul meu, mai ales că din asta cu mucegai nu prea e ok pentru ele. Cam atât pe ziua de astăzi, mă duc să le spăl, să le scoatem, să le băgăm la nani, mâine școală, mă înfig în platouașul ăsta, sper că nu v-am făcut poftă prea mare. Vă pup, popovi, ne vedem jos în comentarii și merge și la el acolo că urmează video, au filmat azi. Ela Popescu pe YouTube, o găsiți deja. Mare canal, mare. Mare. Hai să facă 100.000 cât mai repede.